Un profesor de matematică de la Jean Monnet nu a reușit să rezolve nici el exercițiile pe care le-a dat elevilor. Ce ușoare matematica! Zicem noi de copii că vai că nu învață, că uite ce rezultate dezastroase avem pe la evaluări și simulări, dar uite că s-a întors roata. În ora de matematică de la prestigiosul liceu, profesorul le-a dat elevilor de clasa a 9-a să rezolve 11 exerciții, din care copiii au făcut doar 7-8. Ora următoare, profesorul a vrut să le demonstreze elevilor că exercițiile se puteau face, doar că l-a bătut și pe el matematica, fiindcă punctajul total al testului era de 10,5. Un exercițiu era greșit și pe altul nu a putut să-l facă. Dar de unde le scoți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8! Ce ușoare matematica! Iar ora s-a desfășurat cu inspecție la clasă, deci vă dați seama ce rușine. Bineînțeles că părinții elevilor au făcut plângere, s-a ajuns până la minister, iar profesorului i s-au făcut mai multe recomandări și va fi monitorizat. Și poate ar fi fost un incident amuzant într-o oră de matematică, iar problema ar fi putut fi soluționată mai fără scandal. Însă acuzațiile merg dincolo de testul care nu a putut fi rezolvat. Profesorul, care este și diriginte, nu empatizează cu copiii și nu-și ține orele de dirigenție. Acum, ce să mai zic, toată lumea mai greșește, Pitagora să ne judece pe toți, dar că faza asta cu înțelegerea față de copii e de fapt reala problemă.